mă aflu astăzi aici într-un cadru cu totul și cu totul special la sediul reprezentanței Comisiei Europene la București și nu în studioul psnews.ro, așa cum v-am obișnuit. Alături de mine este doamna comisar european Corina Crețu. Bună ziua, doamna comisar european. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și pentru posibilitatea de a avea acest dialog. Semnalați la începutul anului rata mică de absorbție a fondurilor europene în cazul țării noastre, fapt care v-a adus și multe critici din partea Partidului Social Democrat. Cum stăm acum la acest capitol? S-au îmbunătățit în vreun fel lucrurile față de ultima dată când semnalați acest aspect? Eu nu am încetat să atrag atenția tuturor guvernelor care s-au succedat de când am fost nominalizată și apoi votată de Parlamentul European ca și comisar european pentru politică regională, asupra nevoii, urgentării absorbției fondurilor europene. Din păcate, programele operaționale au fost semnate de către mine în 2015, în programul operațional regional, de pildă, spitalele regionale erau programate să fie gata în 2018, suntem în martie 2019 și nu avem nici măcar studiile de fezabilitate depuse la Bruxelles. În programul de infrastructură mare, știți foarte bine că master planul de transport a fost adoptat de către autoritățile române tot în 2015, ne aflăm în 2019. Rata de absorție la ora actuală este de 26%, cu tot cu prefinanțări și cu tot cu agricultură. Și o rată foarte mică. Și pentru fondurile pe care le gestionez, 19%. Și vorbim de exercițiu bugetar 2014-2020. Deci, totuși, cred că ar putea folosi mai mult oportunitățile și șansele. Și pentru mine, cum să spun, că vorbeați de criticile care mi s-au adus, nu, este inexplicabil cum, în loc să găsim soluții, practic și Comisia Europeană și eu personal suntem atacați. Foarte bine să fim atacați, dar măcar să facă autostrăzi, să facă spitale. Acest lucru ni-l dorim cu toții. Nu înțeleg această agresivitate față de nevoia de dezvoltare a țării pe care o atrag și șansele pe care le oferă României. Dar de ce credeți că nu s-a apelat în ultimii ani la fondurile europene? De ce nu a apelat România? Suntem aici pentru a prezenta raportul de țară pentru perioada 2019, care nu este un raport făcut pentru a critica, este un raport care se face în fiecare an și reprezintă o radiografie a situației din toate domeniile dintr-o anumită țară. Președintele Juncker a recomandat comisarilor să prezinte raportul de țară din țările pe care le reprezentăm. Din păcate, ați văzut, domnul, reprezentanții guvernului spun că acest raport este prea pesimist. Pe de altă parte, este vorba de munca a sute de experți din Comisia Europeană care atrag atenția și trag semnale de alarmă privind lipsa proiectelor, privind faptul că, în ciuda faptului că a crescut economia, deci creșterea economică continuă să existe, practic, inegalitățile teritoriale, disparitățile regionale, sărăcia, mai ales sărăcia în rândul grupurilor vulnerabile, cum sunt copiii, bătrânii, persoanele cu dizabilități, romii, toate acestea, toți acești indicatori sociali cresc și este foarte trist pentru o țară și mai ales pentru o țară care are la guvernare un partid care pretinde că este social-democrat și ar trebui să fie mult mai aplicat către problemele cetățenilor, către spitale regionale, problemele de educație, infrastructură, agricultură. Oricât am nega aceste lucruri, este clar că avem întârzieri istorice și cu atât mai mult eforturi trebuie să fie mai mare îndreptat spre a reduce decalajele care despart România de țările avansate economic. Deci eu sunt convinsă că se putea face mai mult și v-am spus,
Experții Comisiei Europene sunt aici la București, au consultări foarte dese, unii dintre ei aproape s-au mutat în România, ajută și autoritățile locale pentru a crea proiecte, dar există o slabă capacitate administrativă care este evidențiată și în raportul de țară și nu avem proiecte depuse la Comisie. Deci acest lucru este trist, mai ales pe proiecte majore de peste 50 de milioane de euro. Reprezentanții Partidului Social Democrat și implicit ai Guvernului au declarat în nenumărate rânduri că preferă parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea lucrărilor de infrastructură în detrimentul apelării la fondurilor europene. De ce parteneriat public-privat și de ce fonduri europene? Sigur că, în principiu, eu cred că acest lucru ar trebui să meargă mână în mână. Eu, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că o țară trebuie, în primul rând, să folosească resursele care vin gratuit. Și aceste fonduri europene sunt fără dobândă, fără... deci doar trebuie depuse proiecte de calitate pentru a fi implementate și noi la Comisie trebuie să primim facturi pentru lucrări efectuate. Deci ar trebui folosiți și absorbiți fonduri. Acești bani gratuiți, fondurile europene, s-au mers în paralel cu parteneriate public-private? Nu cred. E mai simplu un parteneriat public-privat decât... În primul rând este mai scump pentru cetățeni și imprevizibil, pentru că orice partener privat va dori să-și recupereze. Eu nu sunt împotriva acestor parteneriate, eu cred că orice țară trebuie să se lupte pentru investitori, dar cred că o țară ca România trebuie să aibă foarte multă grijă. Există un raport al Curții de Conturi de la Luxemburg, asupra căruia am atras de mai multe ori atenția, care arată foarte clar că România se află printre țările care nu au experiență în acest domeniu și trebuie să abordeze cu foarte multă precauție această soluție. Și eu personal nu înțeleg de ce vorbim de soluții alternative atâta vreme cât avem, am spus deocamdată, bani cheltuiți doar 19% din suma care ne este alocată pentru perioada 2014-2020. Ați atras atenția în repetate rânduri asupra modului în care autoritățile române acționează pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Iar unul dintre punctele nevralgice ale disputei, dacă pot să o numesc așa, dintre dumneavoastră și foștii colegi de la PSD, a fost autostrada Târgu Mureș-Iași. Cum a stat și cum stau, de fapt, lucrurile? Deci, îmi pare rău că se vorbește de dispută, se politizează foarte mult. Este o realitate. Nu avem proiecte depuse la Bruxelles. Am avut această discuție în legătură cu autostrada Târgu Mureș-Iași-Ungheni, care ar putea lega cea mai săracă regiune din România, Moldova, de centrul țării, de vestul european. Noi avem bani la Bruxelles, ne-am oferit să facem studiu de fezabilitate, dar nu putem iniția acest studiu de fezabilitate fără a primi o solicitare clară din partea oficialităților române. Avem un master plan de transport și acum ne aflăm în situația în care orice proiect ar fi binevenit, pentru că în ceea ce privește infrastructura de transport, încă se cheltuie pe proiectele de apă și canalizare, care se vor termina, iar proiectul mare de infrastructură pe care îl mai avem sub analiză este centura de sud a Bucureștiului. În rest, știu că pe anumite porțiuni s-au pornit lucrări, inclusiv pe Sibiu-Pitești, dar fără ca proiectul să fie depus la Comisie. Deci, legislația, practic, oferă această posibilitate statelor membre de a începe lucrări, dar ideal ar fi fost ca întâi proiectul să fie aprobat la Comisie, pentru că practic riscă ca unele din operațiunile care se fac acum să nu fie eligibile în final. Deci infrastructura de transport este vitală pentru noi la Comisia Europeană. Vorbim de integrarea în rețeaua europeană de transport, vorbim de o țară unde rata mortalității din accidentele rutiere este cea mai mare și cred că ar fi trebuit să fie o prioritate pentru întreaga
țară, pentru toate guvernele, pentru că este o chestiune pe care o resimt cetățenii în fiecare zi și pentru mine este aproape inexplicabil. Sigur că s-au schimbat foarte mulți miniștri ai transporturilor și este inexplicabil că în loc să se concentreze asupra elaborării proiectelor, practic sunt atacată personal. Așa, repet încă o dată, nu mă deranjează să fiu atacată, dar aș vrea să văd autostrăzi, aș vrea să văd spitale, aș vrea să văd școli renovate, cât mai multe. Sigur că s-au făcut multe lucruri, dar nu s-au făcut suficient și este trist să vezi în raportul de țară faptul că la 12 de ani de la aderare, în secolul 21, unul din trei români este expus riscului de sărăcie și așa cum spuneam, mai ales când e vorba de copii, de persoane vulnerabile, eu cred că este foarte trist. Ați decis să părăsiți Partidul Social Democrat la începutul anului și să vă alăturați Pro-România, formațiunea politică a lui Victor Ponta. De ce Pro-România? În primul rând, nu a fost o decizie ușoară pentru mine, pentru că eu respect foarte mult sutele de oameni cu care am lucrat. Știți foarte bine că din tinerețe am fost implicată într-un partid care obișnuia să fie etichetat ca Partidul Competenței și a Profesionalismului. Am ales Pro-România pentru că acesta acum este partidul care reflectă cel mai bine valorile în care eu cred. Vorbesc de solidaritate, de preocuparea pentru cetățeni și politicile sociale, competență, profesionalism, o viziune economică echilibrată și clară și cred că așa este normal ca oameni politici să lăsăm ceva în urma noastră și să facem tot ce putem pentru cetățeni și nu pentru interesele unui grup restrâns de persoane. Dar a luat-o Partidul Social Democrat pe o cale anti-europeană? Tocmai ați fost la această conferință, deci pentru mine ca și comisar european nu voi înceta nicio clipă să apăr acest proiect unic care există pe această planetă. Integrarea la Uniunea Europeană nu a adus decât beneficii României. 45 de miliarde de euro au intrat în economia României de la aderarea la Uniunea Europeană. Avem 3 milioane de oameni care lucrează, trăiesc în străinătate. Nu aș fi putut niciodată să țin un discurs ca cel de astăzi în care de un reprezentant al Guvernului României, domnul Teodorovici, care ar putea o clipă să reducă încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană, pentru că pentru mine Uniunea Europeană reprezintă singura șansă de dezvoltare a României. Nu la Bruxelles sunt dușmanii. Nimeni nu vrea să pedepsească România la Bruxelles. În opinia mea, dacă avem dușmani, suntem noi înșine atunci când ne sabotăm șansele la dezvoltare. Cei care sabotează șansele la dezvoltare. S-a schimbat ceva la modul cum e percepută România la nivel european? România este percepută așa cum o prezentăm noi, și cu bune și cu rele, dar întrebarea mea pentru oameni este cum ne vedem noi în Uniunea Europeană, cum valorificăm șansele pe care le avem în Uniunea Europeană. Nu cred că este o soluție doar să ataci Bruxelles, pentru că până la urmă și să pui să faci acest joc că tot ce este bun vine de la guverne și de la primari și de la Bruxelles vin numai lucruri rele. În primul rând, eu răspund de o politică care arată această solidaritate față de statele membre în termen financiar, care contează foarte mult. Știți foarte bine că pentru viitorul buget 2021-2027 m-am zbătut foarte mult să avem un buget ambițios, echilibrat, în ciuda provocărilor pe care le avem, în ciuda scăderii resurselor datorită plecării unui mare contributor, Marea Britanie, și România este printre țările privilegiate care în propunerea Comisiei are 31 de miliarde de euro, deci cu
8% mai mult față de actuala perioadă de programare 2014-2020, care înseamnă un ajutor financiar de 13% pe cap de locuitor din partea unor în plus față de ce avem acum. Deci, practic, va fi o sumă de peste 300 de euro pe cetățean din fonduri europene. În ce măsură și tocmai de acest lucru lucrăm? Aici nu e vorba de confruntare. Încercăm să ajutăm ca acești bani să poată fi folosiți și după amiază vom avea această conferință legată de identificările noastre ale Comisiei Europene privind viitoarele investiții pentru perioada 2021-2027. Sper să facem pași importanți pentru a avea o înțelegere privind viitorul buget european cât mai curând posibil, astfel încât investițiile pentru perioada de programare 2021-2027 se poate începe încă de la 1 ianuarie 2021, în paralel cu finalizarea acestui exercițiu financiar. Pe final, știu că sunteți al doilea nume, practic, pe lista Pro-România pentru europarlamentare, domnul Victor Ponta. Am înțeles că va deschide lista, însă dânsul nu își dorește să ajungă la Bruxelles. Cum se desfășoară perioada aceasta de precampanie? Vă pregătiți în vreun fel pentru alegeri? În primul rând, fac datoria de comisar european. Vreau să precizez că noi, comisarii europeni, suntem și oameni politici. Eu și mulți dintre colegii mei candidăm în același timp, dar punem ca prioritate activitatea noastră de comisar european. Știu că deranjează faptul că sunt mai des în România, dar este președinția Consiliului Uniunii Europene deținută de România. Și în mod normal, în toți acești 5 ani, dacă urmăriți programul meu, am fost foarte prezentă în țările care au deținut președinția, pentru că acolo au loc foarte multe evenimente legate de legate de politica de coeziune și trebuie să fiu prezentă. Astăzi este prezentat acest raport de țară, începe practic procesul de negociere a viitoarelor programe operaționale. Luni voi fi la Cluj la un eveniment organizat de Parlamentul European de această dată, după care voi pleca la Berlin pentru a discuta cu autoritățile germane despre viitoarea perioadă de programare, pentru că ne dorim o trecere lină în toate țările membre. Deci nu fac decât să îmi fac munca și v-am spus să candidez la europarlamentare pentru că aș vrea să continui să ajut România de la Bruxelles prin îmbunătățirea acestui proiect european. Nimeni nu spune că Uniunea Europeană e perfectă, dar pe de altă parte cred că trebuie, mai ales în acest context în care discursurile naționaliste și populiste tind să capete amploare, trebuie să apărăm această familie europeană și cred că aceste alegeri europarlamentare nu vor fi ca orice alte alegeri, ci este vorba de a apăra apartenența noastră la Uniunea Europeană și a ne opune celor care își doresc dezintegrarea acestei familii europene. Doamna comisar, eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră și vă dorim mult succes. Succes și dumneavoastră. Mulțumim. Mulțumesc, sper să ne mai revedem. Mulțumim, cu drag.